Bună ziua, domnule Ionel Pușca. Mă bucur să vă am din nou alături. E a doua oară când ați acceptat invitația să veniți aici. Și v-am invitat și din prisma acestor noi știri privind domnii profesori Pieleanu și Alfred Bulai de la SNSPA. Ce opinie aveți despre cele dezvăluite, ținând cont că există mărturii conform cărora aceste abuzuri au continuat timp de 20 de ani, nu? Studente de acum 20 de ani au ieșit cu noi clarificări referitoare la domnul Alfred Bulai, că le-ar fi invitat în intimitatea lui, etc. Da, bună ziua, bine ne-a regăsit. Ar fi prea simplu să vorbim strict despre ce s-a întâmplat. Întotdeauna, dacă te uiți numai la evenimente, o să faci o fotografie și cauzele rămân pentru a se produce altă dată alte fotografii. Eu am o părere și o viziune personală privind la evoluția lucrurilor pe segmentul acesta educațional și în special în cel universitar. În sensul că după 1990, ca orice instituție din țara asta și orice lucru, a cunoscut și evoluții pozitive și evoluții negative. În mediul universitar, pe lângă avantajele deschiderii legate de posibilitățile care s-au oferit profesorilor, studenților, mediul universitar a avut și neșansa să fie supus presiunii foștilor politici, activiști de partid. Unii dintre ei care au fost puțin mai bine pregătiți, care își făcuseră o școală, care pe lângă atribuțiile lor politice emiteau și pretenții intelectuale, au pătruns în sistem. Dar în sistem nu au venit cu dorința oamenilor din sistem. Să cerceteze, să caute, să devină profesori. Au venit să profite de statutul de profesor și să-și continue activitățile care le desfășurau înainte. De aranjori, de traficanți, de oameni care rezolvă diverse probleme. Mai mult sau puțin ortodox. Tuturor, dar pentru interesul lor. Aici, când e vorba de interes, iar interesul lor trebuie să vedem foarte largă paleta. Și anume că interesul este atât material, cât și unul care ție de plăceri personale. Și așa putem explica cum se face ca mediul universitar, unde ce puțin eu eram obișnuit să aud că e spuma, crema intelectualității, că sunt oameni care stau dimineața până seara în bibliotecă, preocuparea vieților este scrisul, că scot cărți pe bandă rulantă, că pe subiectele pe care le abordează sunt exhaustivi, că emit concepții, păreri care pot fi greu dărâmate și care o să rămână după ei. Însă, această abordare universitară nu s-a mai regăsit la cei care au venit fugind, practic, de societate, pentru că societatea în schimbare din acel moment, pierzându-și rolul de activiști, trebuia să găsească ceva rezonabil care să fie un refugiu suficient de respectabil pentru ei. Și acest refugiu eu l-am folosit nu pentru afirmarea asta intelectuală și pentru o știință și cunoaștere, ci pentru a duce afacerile care le făceau până atunci în mediul universitar. Pentru a-și duce rezolvarea problemelor cu care erau ocupații până atunci,
în mediul universitar. Și așa, unii, bineînțeles, ne scriind cărți, ne stând în bibliotecă toată ziua, au profitat la maxim, de pe urma, pozițiilor în care au ajuns. Așa s-a ajuns să avem intrați în sistem oameni care n-au nicio treabă cu învățământul universitar. Cea mai spectaculoasă intrare la oameni. Dar mi s-a părut atunci când am auzit că la Udrea e conferențiază, nu conferențiază, e oricum ceva pe la universitate. Când terminase universitatea de apărare, nu? În APU, toată lumea termina pe atunci. Și toată lumea. Și știu că intrarea la mediul universitar era o competiție extraordinar de dură. N-aveau loc studenții care terminau primii facultatea. Și dintr-o dată afli că cineva care termină, nu știu, punctul facultate, ajunge să predea în universitate. Că universitatea și-a deschis porțile așa pentru niște oameni care n-aveau nimic comun cu activitatea de cercetare specifică în universități. Au avut colegi eminenți, colegi care asta vreau să fac, colegi care au stat dimineața până seara în biblioteci, care au căutat, munceau, care își făceau valize întregi de notițe. De cum să compar? Era mai mult să-și facă valizele astea de notițe. Problema mea acum, în pușcărie. Mă leg de la săraca pentru că nu vine alt exemplu. Ăla a fost șocant pentru mine. Pentru că nu trebuie neapărat când faci politică sau faci altceva să-ți ridici nivelul personal prin obținerea unor lucruri care nu ți se cuvin. Așa se explică de ce unii, ajungând pe niște poziții, vor automat să-și justifice pozițiile prin obținerea unor titluri. Dacă, nu știu, ai ajuns de Popovici campion mondial, e cel mai bun alergător, nu înseamnă că neapărat trebuie să fii și doctor honoris causa al universității, nu știu care, sau trebuie să obții doctorat. Dacă la un moment dat va munci, va dori, îl văd capabil, chiar foarte capabil pentru vârsta lui, chiar dacă și l-ar obține pe nemerit, chiar aș fi convins că poate. Să urmeze un astfel de parcurs. Dar sunt mulți doctorează în România care sfidează orice principiu academic, orice regulă. Au ajuns prin plagiate și prin asta să compromită și activitatea celor care au obținut un doctorat pe bune. L-ați cunoscut pe domnul Bulai? Nu l-am cunoscut pe domnul Bulai, că nu am avut afinități cu Ștefan Gheorghiu. Mă considerați că SNSP-ul e urmașa Academiei Ștefan Gheorghiu? Adică a mai fost stipulată informația asta pe diverse grupuri pe internet. Deci, n-ați fi primul care ați lansat-o. Deci, din nefericire, tot activul lui Ștefan Gheorghiu, când s-a produs Revoluția, practic a stat la baza reformării educației politice în variante noi. Eu atunci, în perioada aia, ca student, ca individ implicat în activitatea asta civică, nu civică, intelectuală, normal că am privit cu foarte multă reținere, cu foarte multă. Nici mi-am pus problema să mă duc la această facultate. Vor veni. Am mers la istorie pentru că istoria avea o tradiție, erau niște profesori super buni, niște profesori care prin natura obiectivității disciplinei nu plana asupra ei foarte tare stigmatul ăsta al comunismului. După Roller și profesorii care au fost obedienți sistemului, sistemul s-a curățat. Chiar dacă profesorii aveau anumite inclinații, chiar dacă istoria era scrisă în manieră comunistă, pe principiile... Pe vechile manuale. Pe vechile manuale, cum putea de clasă, nu știu ce. Oamenii le făceau, este clar, printr-o activitate paralelă. Una
era abordarea oficială și alta era abordarea științifică. Care e profesorul care v-a marcat cel mai mult? Mai mulți au fost. Adică, nu pot să spun, foarte mulți au fost. Nicolae Emanulescu, nu cel de la filologie, Nicolae Emanulescu... De la Catedra de Istorie. De la Catedra de Istorie, Ștefan Pascu, Ioan Scurtu. Adică, Ioan Scurtu, care a ajuns și ministru, nu? Nu știu dacă a fost ministru în un moment dat. Dar știu că a activat politic. Nu știu ce activitate politică a avut, dar știu că a fost un profesor foarte bun. Gheorghe Ioniță, cred că e tatăl... Lumea Ioniță de la Istorie. Ne-am întorcat extraordinar, că el chit că avea niște vederi comuniste, eu nu știa că sunt anticomunist. Doamna Zoe, care făcea manualele. Nu mai zic de doamna Zoe. Deci am avut niște profesori foarte buni, niște profesori care... cum să spun, le dau bani studenților ca să rămână la bibliotecă ca să poată să-și termine lucrările. Deci îi susținea, dacă studenția, doamnă, nu pot termina lucrarea până acum, că încă nu-mi permis să mai rămân, să plec acasă, îi susțineam, bineînțeles, cu condiția de împrumut, dar am avut asemenea chiar că studenții au fost ajutați ca să rămână în facultate, să-și termine treaba. Au fost cazuri de oameni din medici. Chiar eu am avut contact direct cu un asemenea coleg care a beneficiat de suportul și sprijinul. Și nu se auzea, cum se spune acum, prin diverse universități de șpăci, de... Păi cum să fie șpagă dacă ei te ajutau? Da, adică... Îți vorbeau frumos, erau extraordinar de civilizați. În facultățile până la exemplu, am făcut tur caramă persoană. Spuneți. Și am avut un profesor, Mihai Maxim, am înțeles că a murit de curând. Eram colegi cu fiul lui. Niște oameni care nu puteai decât să-i respect. Erau extraordinari. Mihai Maxim, cred că erau unul dintre cei mai mari turcologi din sud-estul Europei. Și nu aveai ce. Oamenii erau plini de înțelepciune, plini de învățătură, aveau o metodă. Toată viața asta au făcut, nu și-au pierdut vremea... Nu și-au pierdut vremea cu cancanul, cu prostii, cu planați, cu niciuna, erau de o seriozitate maximă. Prin toate facultățile prin care am trecut, mie personal nu s-a cerut niciodată șpagă, dar există tot felul de cazuri de profesori universitari care au luat șpagă. Probabil, ați auzit și dumneavoastră, mai mult ca sigur. Deci și vreau să vă întreb care este profilul unui profesor universitar care ia șpagă. Sunt salariile mici sau ce îndemnă să suplineze venit? Cei care au venit, acum fac legătura, cei care erau din zona universității, pe vremea lui Ceaușescu, să știi că profesorul universitar mergeau la BAC. La și BAC? Erau șefii de comisie. Și plecau cu portbagajele pline. Plecau cu portbagajele pline. Mi se puneau viței, cartușe de chet, ce naiba de pretenții aveau. Pește de la pescari. Degeaba să mai spune de învățământul frumos de atunci. Hai să fim serios, era un dezastru. Nu existau camere? Sunt acum. Camere s-au pus în 2011. Deci plecau așa. Unde mergeau profesori din mediul universitar, în special la universitate, că tot mediul universitar, acolo posibilitatea să întâmple aceste lucruri era mai scăzută. Dar unde mergeau de pe la politehnică, de pe la alte chestii, acolo oamenii erau puși pe înțelegere. Și cu cât erau, nu te așteptai că merge doamna Zoe Petre și iau carcasă de porc. Dar erau unii care se pretau la chestii de genul ăsta. Plecau cu portbagajele pline. În momentul în care în 2011, de exemplu, s-a introdus camerele și o anumită rigoare cu privire la asta, nu știu dacă s-a observat. Acum e mai serios ca atunci. N-au mai fost interesat să meargă președinte. Acum e mai serios ca atunci, spuneți. Pentru că vor fi mulți care vor contrazice pe... Bacul de acum este mult mai serios decât atunci. Problema este că astăzi se văd defecțiune la BAC pentru că toată lumea se uită mai atent la ce se întâmplă. Atunci nu se uita nimeni, nici măcar nu puteai să te uiți. Dar astăzi lucrurile stau mult mai bine decât în trecut, parcă stau mai prost, pentru că atunci nu se vedea, pentru că astăzi toată lumea e mai atentă. Toată lumea este mai atentă. Rămânând în partea asta de învățământ, da, și atunci revenim la oamenii ăștia.
Probabil pentru un oameni care au dus preocupări din afara mediului universitar și printre preocupările din afara mediului universitar e și această curvăsăreală, această șmecherie în care ei ce făceau în, ca activiști, ca oameni veniți din alte medii, au adus și în mediul universitar. Pentru că înainte, doamne, profesorul universitar avea clar o ținută morală, erau niște oameni serioși. Primul rând, nici nu aveau timp de chestii de astea. Ei aveau motivația căutării în prim plan acțiunilor lor, încât nu, cum să spun eu, bine și relațiile între oameni erau privite altfel. O prietenie între un bărbat și o femeie și o căsătorie între ei presupuneau niște responsabilități, niște obligații care... E deontologic între profesori să aibă relații cu studenta în cazul universitar, că știu că în cazul școlar, preuniversitar, chiar dacă are peste 18 ani, regulamentul spune că n-ai voie. Moral, este clar că până la urmă vorbim în mediul universitar de oameni maturi. Asta clar. Dar dacă ar fi să raportez experiența mea de profesor în mediul preuniversitar, unde chiar dacă am de-a face cu minori, aș putea să extrapolez puțin și să spun că ceea ce face un profesor în mediu preuniversitar ar trebui să facă și un profesor în mediu universitar. În sensul că atâta timp cât tu ești o autoritate pentru persoana respectivă, persoana respectivă chiar dacă are sentimente față de tine, tu trebuie să te ferești să te exprimi într-un anumit fel pentru că persoana aia ți este în grijă. Și fiindu-ți în grijă, tu trebuie să ai grijă, nu să profiți de naivitatea ei. Și atunci, practic, eu aș exclude orice tip de relație între... Așa cum e mediul preuniversitar. Între preuniversitar nu se pune problema. Că sunt la clasa 11-12, fete care au peste 18 ani, dar a fost acel caz sunt în care fata de 16 ani care sar la gâtul unor profesori să îndrăgostesc, nebunește de ei, dar profesorul trebuie să știe foarte clar că acel copil e ca și copilul lui. El trebuie să aibă grijă de el ca de ochii din cap. Pentru că are o responsabilitate nu morală, una legală. Și atunci dacă s-ar pune problema așa și în mediul universitar, în sensul că, domne, până la urmă, chiar dacă, să zicem, ești un profesor universitar de 35 de ani și ai un student de 20, sau de 30 de ani și de 20, eu nu am dreptul să profit de această persoană care e într-o relație de subordonare față de mine, practic. Ce părere aveți de activitatea... Și nu sunt de acord cu genul ăsta de atitudine, nici măcar în mediul universitar. De activitatea... Chiar dacă e vorba chiar dacă e vorba de oameni maturi. Oameni maturi, dar prinși într-o relație profesională. Și atunci exploatezi relația profesională pentru a-ți crea un avantaj în plan sentimental. Și asta este grav. Ce părere aveți de activitatea acestui băiat, Alex Condurachi, cred că ați auzit de el, justițiarul de Berceni, care a scos în ultima perioadă... M-a întrebat și de-a trecut, uite, îți promit că o să mă interesez despre el. Habar n-am cine este, ce face... Că el și-a început activitatea în 2022. Nu știu dacă mai erați atunci încă inspector general, nu mai erați. Și el de atunci tot aduce publicului cazuri, am văzut și din Argeș și din Ialomița și din Ilfov, mai ales și București, de profesori care au relații fie cu eleve care sunt majore, fie cu eleve care sunt minore. Asta e foarte bine dacă face lucrul ăsta. Pentru că cu cât sunt mai multe situații genul ăsta care se desfășoară fără să fie demascate, cu atâta se creează niște situații dramatice și niște cazuri de persoane care sunt abuzate, care vor fi tot mai greu de încercat. Dar de ce credeți că victimele n-au curaj să se ducă la poliție și nevoie să intervină justițiarul sau asta diversi oameni? Asta e o problemă care, nu știu, ar fi fost bine să fie și un psiholog, cum mai să ne spună. De ce totuși... Noi avem o boală în societatea românească. Societatea noastră e asociată cu mămăligă. Mămăile explodează greu. Oamenii
reacționează foarte greu, nu vor să-și complice viața. În general, dacă cineva ridică o problemă, este perceput ca zică contra și mai repede sau mai târziu e etichetat ca fiind ciudat, om care provoacă dezordine și caută să fie evitat. Și oamenii de frică, de, nu știu, din comoditate, nu reacționează. Nu reacționează, sunt diferenți, nu le pasă, până când dă-ne cazul peste ei și atunci îți dau seama ce greșeală fac. A văzut atâtea cazuri înainte, a crezut că lui nu se întâmplă și acum s-a întâmplat și lui. Cât timp deci românii nu se implică. A fost la dumneavoastră să vină cineva cu un astfel de caz? Nu. N-a venit nimeni? Nu. Deci, la mine s-a exagerat. La mine am fost demis pentru că un copil... Nu vreau să vorbesc neapărat de cazul ăla, am înțeles, care s-a aruncat. Da, nu, a sărit, nu s-a aruncat, a sărit pe geam. A sărit. Și a fost politizată povestea, au montat 3 zile materialul, l-au dat pe post și l-au prezentat ca fiind eu prea mersă, domne, vinovatul de acea situație că... Dar în primul rând, cred că... Aș fi făcut, nu știu ce aș fi făcut el. Conducerea școlii. Ce n-am nicio treabă, eu eram... Inspector, 650 de unități răspundeam. Ce treabă aveam cu școala? Școala, am vorbit cu școala, ia măsurile. Și inspectoratul județean, de sector, mă refer. Da, da, nu, nu există inspectorat de sector. Nu există? Nu, eu... Nu există. Decât inspectorul general? Inspectorul general, da. De sector, de sector nu există. Nu există. Este, practic, o structură dislocată a inspectoratului școlar general în sectorul respectiv. Fără un cap. Nu. El e doar responsabil cu managementul. Înțeles. Nu putea fi tras cineva mai mic decât dumneavoastră? Nu, eu eram principalul, dar... De asta ați venit toate atacurile către dumneavoastră. Eu și directorul. Și directorul a fost demis și el? Nu. Mi se pare că el ar trebui să fie vinovatul principal. Nu, eu am fost demis pentru că s-a presupus că am râs pe marginea acelei situații. Și că am spus că a sărit pe geam. Și că a fost o joacă, în condițiile în care mie așa mi s-a transmis. Că a fost o joacă, s-a sărit de la etajul 1. Acum, ce stil vorbind, mie chiar mi s-a părut o joacă, deoarece eu... Mai sunt lume perfide, perverse. Nu, nu, eu vin din sistem. Așa cum în spital vezi o grămadă de chestii, așa și eu în școală am văzut o grămadă de chestii. Și asta zic, între copii mai sunt lume perverse, am văzut separat. La viața mea o grămadă de incidente, de probleme, de... copii care au sărit pe geam, dacă era primul copil care a sărit pe geam, probabil mă, sincer, dacă era primul copil din viața mea care a sărit pe geam, probabil mă speriam și eu. Deci am, wow, ce grav! Dar la câte la câte cazuri copii care au sărit pe geam, nu de la etajul 1, etajul 2, când eram chiar eu elev, mi s-a părut, era o chestie care... Se întâmplă, din când în când. Înțelegi? Adică, aduc aminte într-o școală când eram elev, când se grăbeau copiii, nu mai mergeau până la ușa principală, se erau pe geam ca să ajungă mai repede. Adică... Se erau gardul. Da, nu mai zic gardul, alte chestii. Eu cunosc, adică, de exemplu, la mine din sistem, lucrurile, unele lucruri nu par așa cum sunt pentru toată lumea. Nu par așa. Ori, aici este clar că s-a dorit o... De exemplu, la mine la Constanța, când am fost elev, eram băiat Sabin, a vrut să sară gardul și i-a intrat țărușul. Știți că la școală au țărușe? I-a intrat țărușul în gât, a rămas și ea acum. Ei, multe situații sunt de ce. Adică ce trebuia să fie tras la răspundere? Exact, inspectorul pentru ca să rigară, da. Sau ca să rigeamă, sau că nu știu ce. Deci, a fost o chestie politizată. Punct. Și cu asta au stat 3 zile și am montat material. Pe banii Ministerului Educației. Da, a vrut câmpeanul să... Exista o confruntare între noastre și nu că exista o confruntare. Erau foarte mulți profesori înscriși în filiale de sector și acești profesori puteau, practic, la legile care vreau să facă, ca să câștige echipele care erau cu domnul Ludovic Orban. Că era lupta Câțu Orban. Directori în școală, așa sunt aleși? Nu, politic, nu, sau? Nu erau neapărat directori, erau profesori. Profesori, simpli profesori. Erau profesori.
profesor, orice om are dreptul să facă, să scrie într-un partid, să activeze politic. Iar acești, pentru acești oameni, faptul că eu eram dat jos, era un semnal că dacă prefectul e dat jos, înseamnă că care era cu... În partid se produce o schimbare. Da, un partid care era cu Ludovic Orban, înseamnă că trebuie să fie pus altul care era cu altă... Doctrină, idee. Nu, altă tabără. Da. O doctrină, că în partid nu e vorba de doctrină, alte tabere. Că în partide sunt tabere. Toți s-au dus în partea cealaltă, sau cel puțin s-au obținut. V-a afectat faptul că s-a dat afară de la... Nu, pentru că n-au avut nicio, cum să spun eu, eu când m-am dus în inspectorat, m-am dus cu niște scopuri foarte precise, să fac o analiză a sistemului, să văd ce lipsește, ce trebuie făcut și să formulez un program de acțiune pentru ceea ce înseamnă munca administrativă. Urmau alegerile locale, să știu ce trebuie făcut în fiecare sector, în special pe dezvoltarea infrastructurii și pe baza materială, pe îmbunătățirea condițiilor. Și asta am făcut-o într-o jumătate de an. După aia am încercat niște acțiuni de reglare a rețelei pentru intrarea școlilor în normative, pentru intrarea școlilor în cheltuielile conform bugetului. Ați avut și acei de cu școala în două schimburi. Da, nu, școala într-un singur schimb. Într-un singur schimb, școala de eliberare școlilor. Da, proiectul de eliberare a școlii. Am zis că am fost împotriva proiectului USR sau care mai l-au avut, toate partidele au avut de deschiderea curților școlilor, spunând că nu trebuie deschisă curțile școlilor, ci că trebuie deschisă școala în momentul în care un copil la ora 12 trebuie să plece acasă ca să vină altul în locul lui, în momentul acela școala este închisă și curtea și școala este închisă pentru el. Și atunci nu curtea trebuie să o deschizi când vrei tu, ci curtea și școala trebuie să o deschizi oricând, nemai trimițându-l acasă. Dar ca să nu-l trimiți acasă, trebuie să ai o școală într-un singur schimb. Ce ați putea spune despre... Sunt fete care dispar, minore, sau de 18 ani, care sunt tot felul de... Asta e o problemă foarte, complicată, ține de Ministerul de Interne. Dar și educația, cred că e o problemă, de, nu? Mă rog, că mă trebuie droguri. Da, cum să răspund aici. Sunt, și asta e un subiect, că circulă și că și prin școli droguri, de exemplu. Chiar asta e un subiect important. Sunt rețele mafiote, sunt rețele foarte bine puse la punct. Și cu cât sunt mai puține măsuri luate, cu atâta acestea se poate... Cunoașteți anvergura în care se află, de exemplu, școlile din București în momentul de față, adică se consumă? Nu, nu știu. Deci chiar nu știu la ce dimensiune fenomenul și care e impactul. Deci nu îmi dau seama. Nu îmi dau seama. Și ar trebui să fie observat acest lucru, să vadă care sunt școlile probleme. Eu cred că, în momentul de față, și am zis de mult timp, că a trebuit crescută siguranța în școli și primul lucru prin care s-ar putea face treaba asta, un control și să nu mai poată intra nimeni în spațiul școlar cum se intră la Parlament. O carteluță frumos să știe exact când a intrat, când a ieșit și cu nu știu, un deci, de detectare a unor materiale. Da, și cuțite, cum ești la stadion, da, de exemplu. Exact. Să se detecteze cuțite droguri. Deci să nu te percheționezi, dar să detecteze. Dacă tu ai cuțit în sau în buzunar, unde n-ai bala scurți, sau dacă ai drog. Adică, bănuiesc că sunt din astea, dacă depistează dacă ai drog. Deci, cred că e primul lucru care ar trebui făcut în momentul de față, am văzut că au făcut niște porți din astea pentru COVID. Deci, porțile alea pentru COVID trebuie convertite în momentul de față, în niște porți în care, practic, să se verifice identitatea persoanelor și... Se facă pentru fiecare școală carduri. Carduri și să se știe când și cum se iese și așa. S-a reglat și activitatea profesorilor, că să știe cine vine, cine nu vine, cine târzie. Dar profesorii se confruntă de la catedră cu problemele astea, cu care? Cu elevii care se droghează, care consumă diverse substanțe sau care... Nu știu ce măsură au diverse anturaje. Îi afectează pe chestia asta. Că presupun că e mai greu de ținut sub control. Poate îi afectează mai mult din perspectiva faptului că acești
și copiii este clar că sunt distrași de la educație și că nu mai au randamentul respectiv. Din punctul ăsta de vedere, clar îi afectează. Este clar că acolo unde copiii au preocupări, elevii au preocupări de genul ăsta, e clar, au atenția împărțită și nu mai au ca principală preocupare viața lor. Există în București cel puțin licee problemă sau școli problemă care sunt ferite niște profesori eventual sau etc. Acum cum să-ți spun eu, n-aș pe cataloga nici o școală într-un fel sau altul. Adică percepția, zic, există percepția. Nu să spui că o școală slabă e cu probleme de anumită, de anumită factură sau o școală bună e ferită de aceste lucruri. Nu. Orice școală poate fi, se află sub amenințarea problemelor. Problema este că școlile, indiferent de ce nivel sunt și de ce anvergură, trebuie să fie pregătită pentru asemenea situație. Asta e părerea mea. Deci nu contează. Oricui îi se poate întâmpla. Acum, unde sunt regulile mai puțin respectate, unde se învață mai puțină carte, este clar că acolo posibilitatea de să se întâmpla lucruri rele este mai mare. Dar nu înseamnă că dacă o școală este bine organizată și sunt copii care au preocupări intelectuale foarte mari și intense, acolo nu se poate întâmpla nimic. Asta e o aberație să crezi chestia asta. Se poate întâmpla absolut oricum. Că sunt totuși liceele astea de elită, Lazarul. Una este că ești băiat bun și înveți bine în carte și alta este viața personală. Sunt lucruri total diferite. De multe ori chiar trăznăile le fac cei care pot și pe care duce capul mai mult. Nu le fac cei care sunt mai aerieni. Da, sunt mai aerieni, să zicem așa. Deci, eu zic că atenția trebuie să fie foarte crescută în toate tipurile de unități. Absolut peste tot, că le-am amenințat în aceeași măsură. Deci nu aș... Până la urmă, controlul ăsta trebuie să fie aplicat peste tot. Nu într-o școală sau în altă sau peste tot. Și cred că măsura asta de siguranță ar tempera foarte mult chestia asta. Să știe că e verificat, să știe că nu poate intra cu cuțit. A fost cazul când a fost atacat profesorul. L-am zis și eu, sau înjunghiat. Da, înjunghiat. Deci este clar că asemenea lucruri s-ar putea întâmpla. Sau, ce părere sau s-ar putea este... întâmpla premeditat. Nu știu cum să-ți spun, de dacă vreau, mă găsește soluții. Elevii dar care este clar că registrează profesori în timpul rău. Păi asta a fost, cum să spor național în timpul pandemiei. Înregistrau pe profesori și făceau glume între ei, să distrau. Ei le făceau publicitate profesorul, profesorul ținea ora într-o parte și ei pe alt canal să distrau între ei. Făcând măscărele. Am avut profesori care, din întâmplare, ei au greșit în comunicarea între ei și au dat pe contul cu profesorul. Vadă și profesorul cum să distrau ei. Adică, cum să spun eu. Până la urmă, cum să spun, da, nu mi-a fost teamă că un copil mă filmează sau... Până la urmă, n-am înțeles care e problema. Păi s-a discutat în spațiu public, ar fi o problemă să nu se mai accepte telefonul la ore. Nu, nu, ca să nu de o, atunci. Dar și atunci, la, da, la, e una să... că n-ai voie să filmezi, a zis, păi, până la urmă, persoană. Până la urmă, vezi, e aici o chestie. N-ai voie să filmezi, dar acum pui camere în clase și filmezi. Vezi, este oarecumva împărțită chestia. Eu, de exemplu, nu aș avea nevoie de camere pentru că camerele se zice că se pun pentru ca să fie o urmărire mai atentă a ceea ce se întâmplă și din partea cadrului și din partea elevilor, pe fondul acestor abuzuri. Abuzuri din perspectiva profesorului, abuzuri din perspectiva copiilor. Eu fiind adeptul unui învățământ clasic în care profesorul respectă elevul, elevul respectă profesorul, nu aș avea nevoie de o urmărire, că nu se poate întâmpla nimic ca rău, nici într-o parte, nici în alta. Nu pun mâna pe un copil, un copil nu pune mâna pe alt copil sau pe mine, sau nu face trăznăie, nu
își permite să iasă în afara cadrului clasei mai mult decât presupune desfășurarea lecției. Atunci, cine reușește să instaureze atmosfera asta și să ducă o lecție în formele ei obișnuite, nu are nicio treabă. Problema este că întotdeauna și pe vremea lui Ceaușescu erau profesori care nu puteau să țină valet. Erau profesori care nu... Și atunci erau profesori care nu puteau să țină valet. Nu erau ei... Nu știu. Erau foarte buni profesional, dar nu aveau harul necesar, uneori duritatea. Duritatea necesară. Dar se făcea caterincă pe vremea aia la școală? Rău de tot. La unii da, la unii nu. La unii nu mișca nici musca să oprea un punct și nu mișca. Și fără să fie agresiv profesorul, deși erau cazuri care pe vremea lui Ceaușescu se folosea violența fizică. Era folosită violența la școală, la greu. Adică erau bătut copiii. Puteți garanta că în momentul de față nu mai există violență nicăieri? Nu pot să garantez nimic. Dar oricum, la nivelul de exprimare a violenței în timpul trecut, că și acum mai sunt un ce școală era înainte, pe ce bătaie lua? Ce școală aia care l-ai bătaie, omule? Deci nu se poate. Adică, uite, urmărește. Pune discuție școala de acum cu școala de înainte și o să vezi că ai acest tip de abordare, de analiză. Ce școală era înainte? Și pe ce nu noi atunci profesorul pe te trăgea de urechi, te bătea de... nu-ți mai arde, mergea acasă, mai lua de bătea. Asta era, asta e cea mai tare chestie. Știi că te bătea profesorul la școală și mergea acasă, afla că ți-ai pățit și mai trăgea părintele o bătaie, știi? Adică, nu știu, eu nu mi-aș dori școala aia. Am trăit-o, degetele astea m-au fost rupte de la un băț. Cam întârziat, cum să spun eu, profesorul a intrat în fața mea, am venit după el. Mă jucasem cu zăpadă în curte. Și am venit după rând. Și am tras, mi-am luat niște bețe PSD și mi-au picat. A, profesor. Da, deci nu sunt de acord cu genul ăsta de atitudine. Să-i bați, să... Bune, cum e cum trebuie să-i dai și profesor, să le spui, să-i atragi, să-i seduci. Efectiv, să-i seduci intelectual. Cum să stea să-ți uită la tine. Să fie curioși. Dacă ai făcut curioși, cum să spun eu, vin după tine, poți să urci Golgota. Dar nu forțându-i, nu bătându-i. Deci am fost împotriva acelui sistem. Și azi mai râd când aud comparațiile astea cu școlile dinainte, care erau pe trei ture, în marea lor majoritate, în multe locuri. Trei ture? Da, multe locuri. Păi uite aici, toate școlile. Erau și mulți copii, poate, pe vremea. Erau trei ture. Și acum, fiind același număr de clase, în București, număr de clase același. În București, lupta asta avea cu un singur schimb, este foarte greu, că majoritatea, o trăită în această atmosferă a turelor, în care nu era confort, nu erau condiții, care se dorea doar ca ei să știe să scrie, să citească, să umple fabricile cu ei. Nu avea regimul nevoie de foarte mulți oameni deștepți, foarte mulți cu pretenții, cu dorința de condiții mai bune. Comoditatea și confortul nu erau acceptate de regim. Confortul era o chestie burgheză. De evitat. Abordarea de masă era una pentru toată lumea. Confortul este o chestie mai individuală. Adică să ai locul tău, să fie bine, să ai condiții bune. Ori burghezismul ăsta nu era o abordare colectivistă. Și astăzi când vorbesc despre aceste lucruri, că este liniștința mentalității de masă în care omul e tratat la grămadă, nu contează, ori lucrurile s-au schimbat. Chiar dacă regimul și sistemul nu înțelege că trebuie să schimbe în direcția asta, oamenii cer lucrurile acestea. Pentru că au văzut pe afară și au îmbunătățit și ei viața, văd lucrurile altfel. Este clar că astăzi toată lumea vrea condiții.
Vrea condiții pe stradă, vrea condiții spital, vrea condiții la școală, vrea condiții peste tot, vrea condiții acasă. Toată lumea vrea condiții, vrea mai bine. A văzut că se poate, a văzut că binele e confortabil și vrea bine. Nu mai acceptă nimeni, hai că se poate și așa, lasă că merge și așa, lasă că... Nu mai acceptă lumea. Toată lumea caută să ajungă unde este mai bine. Credeți că Bulai, Alfred Bulai, trebuie pedepsit? Acum spun o prostie, probabil. Pentru asta? Se pleacă de la prezumția de nevinovăție? Eu aș fi pentru castrarea acestor oameni. Sincer. Deci nu pot să suport genul ăsta de abordare. Efectiv, nu pot, îți mai intolerant. Nu pot să accept. Dar se pleacă de la prezumție de nevinovăție, chiar dacă a fost atât de multe... Da, Hammurabi, acum, nu știu, 2000 cu încă vreo 1700, 3700 de ani, de avem prezumția de nevinovăție. Era 8 pentru 8 și totuși să nu scoatem ochiul înainte de a fi sigur că e vinovat și că scoatem degeaba, hai să îi dăm prezumție de vinovăție. Da, prezumție de vinovăție, da. Aici, prezumție de vinovăție, dar nu e unul singur. Sunt mulți. Sunt multe acuzații. Adică, și ce vin după 20 de ani? Pentru că de multe ori n-au vrut să intre în conflict. Uneori, de multe ori, argumentele sunt la limită și oamenii sunt atât de puternici încât poate să întoarcă situația în defavoarea ta. Atunci... Fiind la catedră. Da, fiind la catedră. Pentru că vin de pe o autoritate. Și atunci o autoritate dublată și de relații în plan social, media și alte chestii, cum sunt ei. Atunci oamenii erau vulnerabili. În fața unor oameni cu putere, nu numai cu autoritate profesională, cu putere, e foarte greu să ieși să te lupți. Trebuie să fii și tu cel puțin susținut, dacă nu puternic financiar, puternic Bulai a fost acoperit relațional. Oamenii ăștia, mulți au fost victime pentru că nu aveau aceste lucruri. Că fii sigur că nu s-a apucat Bulai să se lege de, nu știu, fete de deputați. Fata lui, nu știu, unul care avea putere. Nici măcar al lui, nu știu, dăm un mafiot. Mafiotul X. Păi dai seama că n-avea câte rău. Legat și el de cine putea, de cine își permitea. Dar nu crezi că luau fata lui Muțu Cămătar. Păi dai seama că sufla și în iaurt. Aoleu, Muțu Cămătar, să nu văd n-ai bine treabă. Deci oamenii știau și cât pot. La cine îi prădau, că-s prădători, știi, apropo, a apărut termenul de prădaie, erau prădători. Ei nu prădau orice, prădau unde își permiteau. Înțelegi? Aici arată cât erau de mojici. Adică atacau ce nu avea posibilitatea să se apere. Atenție, foarte interesant lucrul ăsta. Ori modul ăsta mișelesc al lor de a cura, modul ăsta pervers de a fi, nu știu, eu ți-am spus, rămân la ideea că indivizii ăștia, când se dovedește că sunt vinovați, că au violat, că au făcut, că au forțat, de așa trebuie castrați. Să liniștească definitiv și să nu se poate, adică e cea mai banală chestie. Dacă cea mai frumoasă chestie de pe lumea asta, seducerea unui femeie o transformă într-un act de agresiune sexuală, atunci înseamnă că nu merită să folosești această posibilitate umană. Adică sexul înseamnă că e pentru tine. Vezi? Totuși, nu e numai un sex ăsta brut. Să existe ceva la mine. Ceva, o... Apropiere. Apropiere, nu e așa o mașină care îi dai drumul, pornește și bărâie. Nu este. Aici, oamenii ăștia cred că sunt și bolnavi. Eu cred că sunt și bolnavi. Nu pot să poate să ai o asemenea abordare. Înțeleg că ți-ai avut o pată față de... Hai, să zice că sunt și eu tolerant, așa, și zic, băi, o singură persoană, nu știu, a avut un fix, a fost fanatic. Un fanatism care se repetă odată, de trei ori, recidivezi, păi nu mai e fanatism. E impertinență, o brăznicie, mojicie, nenorocire, e boală. Aia nu se mai poate să o tolerezi. Pentru că îți dai seama câte vieți afectezi. Nu le distrugi, dar afectezi. Păi, mai pune problema altă, uite. Ești pe stradă și să leagă unul de tine. Și te agresează sexual. Nu contează că ești femeie sau bărbat.
Nu rămâi un pic șocat? Normal, te aștept să se întâmple. Ai înțeles? Și dacă te agresează unul, să zicem, nu știu, unul care are forță, putere și nu-i pot face față. Nu poți să-i răspund, da. E, vezi? Exact asta e situația lor. Și de ce nu răspund ele? Păi de frică. De frică. Înțelegi? Și asta e bine că mai a apărut justițialul de pe da, deci... Activismul ăsta civic, se spune, nu? Da, activismul civic e foarte important. Dar să fiu un activist civic, civic obiectiv, serios. Să punteze exact... pentru audiențe. Și nu neapărat să-i îngroape pe ăștia, de exemplu, că se vrea acum politic să fie îngropați pe ăștia. Acum au intrat în malaxorul ăsta pentru că a vrut cineva să-i bage. N-au mai răspuns la niște comenzi, la niște semnale, circulă... Știți, circulă zvonul SNSP-ului cam din ce... Circulă zvonul că n-au mai dat niște sondaje care le-ar fi așteptat unii și că drept represare la chestia asta le-au dat-o că erau șantajabili, le-au luat, băi, vă știți cine sunteți? Sunteți ăștia, aveți probleme cu fetele, cu asta, uite. Nu vreți? Uite ce vă dăm noi. Că... De ce se întâmplă atât în Rocie? Oamenii sunt șantajabili. Cu schimbările din PNL, cu politica care se duce în ultima perioadă. Oamenii sunt șantajabili, cu diverse probleme, gen de genul ăsta sexual. Din conducerea SNSP-a a fost și în PNL? Din conducerea? SNSP-a. Nu știu. Chiar nu știu. Doamna. Nu vă puteți pronunța. Nu știu dacă sunt, nu știu care e legătura SNSP-a cu... Și un partid. Cu un partid, chiar nu știu. Dar știu că din oamenii ăștia... Chiar dacă nu sunt membri, au relații. Erau implicați în activități de cercetare sociologică și în sondaj. Și de ce după 20 de activitate laborioasă de atacuri, hărțuire, trădare sexuală, acum s-au trezit ei că oamenii ăștia greșesc? Motivația este una. Acum n-au mai făcut ce trebuie. N-au mai răspuns la mesajele care se dorea să se dea. Asta este. Foarte bine într-un fel. Bine că n-au răspuns, bine că au ieșit la ideală. Vedeți că sunt și în alte universități. Sunt fer convins. Sunt fer convins. Sunt oameni dezaxați. Îi par bun profesionist. Dar nu se dă un examen psihologic când se intră la catedră? În ce constă, dacă puteți să-mi spuneți? Spuneți-mi ce examen să dai să depistezi că omul are caracter. De ce examen inventezi pe lumea asta ca să testezi caracterul omului? Astea sunt chestii care țin de judecata de moment, cum să spun eu, și de latura interioară a individului, că nu ai cum să primești. Oricât de mult l-ai analizat, doar în fața situațiilor poți să-ți dai seama care e adevărata fața omului. Eu aș vrea să văd câți am ieșit din un atentat, cum a ieșit Trump, și am ieșit cu mâna sus și am zis, lasă că vă arăt eu vouă. Și câți, nu? S-ar fi târât pe sumasă, bamă, să nu cumva să mai tragă ceva. Ai înțeles? Majoritatea, da. Deci în situații limită se vede adevărata natura omului. Adevărata natura omului. Și atunci, pe oamenii ăștia, nu ai cum să-ți dai seama dacă, eu pot să spun, sunt cinstit. Dar pot să fii convins de gen de lucrul ăsta doar pentru că m-ai probat. Că sunt cinstit. Ai înțeles? Atunci, proba este certitudinea faptului că eu nu am mințit. Înțelegi? Corect. Și că am spus adevărul. Și se poate minți și la astfel de examen. Se poate minți. Eu pot să spun că sunt tot, dar tot, spune-și mie, toată lumea spune că e cinstită, că e corectă, că vrea bine, că face lucruri bune. Ați văzut la astfel de examen? Ai văzut un om care vine și spune, că am poveste, nu mă votați pe mine, eu sunt rău, eu am să vă pun la treabă, eu nu vă dau nimic, eu... am să fiu extraordinar de exigent. Ai văzut vreo să spună chestia asta? Toată lumea vin, vă dau, vă fac, vă dreg, vă ajut, vă sprijin. Mi-i subvenționare! În clipa 2 nu mai... Ce nu doar... Pârliți ăștia?
Mâncam eu ciorbă. Da. Deci nu, n-ai să vezi chestia asta. Unde se vede chestia asta? În realitate, când e o situație concretă, de analiză. Atunci se vede situația asta. Deci în fața faptelor clare. Când, de-aia zice, eu, de exemplu, când eram inspector, am zis că vreau să filmez toate ședințele. Adică să transmită în direct. Să vadă lumea, toți 25.000 de profesori, câți erau în București, cine le apără cu adevărat interesul? Chit că eu eram unul care trebuia să pun șaua pe ei. Și cine le apără cu adevărat interesele? Și că toată activitatea mea pentru cine este și în avantajul cui e dedicată. Tot ce făceam eu, reglări de posturi, integrare normative, asigurarea finanțării. Ați dat afară profesori? Nu, trebuie să dai afară profesori. Dar sancționat. Nu. Da. Nu? Nu există. Adică nu. Că se tot vorbește. Asta nu de... inspectorul școlar face chestia asta. Nu știu exact cum funcționează. Unitatea o face. Da, sigur. Că toată lumea zice că mă duc la inspector. Problemele sunt... da, inspectorul poate să facă, declanșeze auditor, poate să declanșeze inspecții, poate să declanșeze controle. Da, care se pot constata și pe marginea care se pot lua și decizii, chiar și de demiterea directorului. Pe directorului. Absolut. Dar nu de concediere, atenție. Demiterea și concedierea... Deruperea contractului se face exclusiv de școală. Concedierea și demiterea sunt lucruri total diferite. Deci concedierea e mai drepturile, codul muncii, sunt mai alte povești. O demitere e o funcție, ești demis de pe funcție. Care e problema? Nu ai nicio problemă. Și se mută la altă școală. Poftim? Se mută la altă școală. Nici măcar. Când m-a demis Câmpeni, m-a dus frumos la școala mea, n-am avut nicio problemă. Vă referiți că m-a demis de pe funcția de inspector? Demiterea de... Și ați rămas cu funcția de profesor, da? Dar nu e nicio treabă. Ce? Ia mie Câmpeanu, funcția... Ce? Eu... A, tu ia instanța, dacă te bagă la pușcărie, dacă constată că nu e sănătos la cap. Dar cazurile astea... E destul de rar în sistem. Doar dacă ești din ăsta, pedofil de... faci fapte grave. Înțelegi? Cum sunt cazurile astea. Cazurile astea, exact. Adică nu... Funcția e una, cu multe responsabilități, iar încadrarea pe post este cu tot altă. Vă mulțumesc foarte mult pentru această sinteză. Nu știu ce sinteză. Poate revin cu ideea, totuși. Măsuri foarte drastice cu privire la cei care săvârșesc aceste fapte, abuzuri. Sper totuși să fie... Special sexuale. Nu se poate să fii pedofil. Nu se poate să te duci să agresezi o femeie. Și invers. O femeie să agresezi un bărbat. Acum mie nu mai contează. Asta nu... Tocmai ce a prezentat justițiarul, că uitați că m-ați dus și azi pe domeniul ăsta, era o doamnă profesoară care era, el a considerat-o pedofilă. Și acum înțeleg că e un mare scandal pe deci internet. Deci o să spun o chestie care să fie șocantă. A făcut parte, a fost consilier general și a făcut parte din Comisia de Asistență Socială la nivelul municipiului București. Sau nu știu exact cum se mai ținite, cum se numește, dacă veneam pregătit pentru chestia asta, spuneam și exact. De lumina. Și acolo șocul meu a fost că erau mai multe cazurile de abuz din partea femeilor către bărbați decât de bărbați către femei. Dar ele nu sunt conștientizate, sunt făcute publice, deoarece bărbații nu reclamă chestiile astea. Înțelegi? Da, da, da. Deci e o chestie foarte interesantă. A fost o chestie nouă care mi-a arătat lucrurile dintr-o altă perspectivă. Într-adevăr, cele mai vizibile și cele mai dure sunt abuzurile bărbaților asupra femeilor. Dar astăzi trebuie privite lucrurile din toate părțile. Pentru că abuzul e abuz, indiferent cine îl face. Bărbat sau femeie este abuz. Iar cei care îi abuzează, indiferent în ce fel și în ce formă, trebuie să fie un pic mai dură legea cu ei. Nu se poate. Ucid și după 25 de ani... Eu am avut personal, am avut situații în care mi s-a spus, când am încercat să iau niște măsuri care să fac anumită ordine, te omor și după 10 ani vin și scui pe mormântul tău. Adică nu se poate. Pe cioaca ai și după 10 ani. Cioaca ai și după 10 ani.
Care am arătat pe Lodi. Da, nu știu, deci asta... Știți că ai ștat cum cât... Eu am avut o amenințare personală de genul ăsta. Ce vreau eu, Rocicule, te omor și... bineînțeles că nu i-am răspuns, că eram în... Ați primit amenințări de la părinți de ele? Da, pe de la un părinte primise. Serios? Da, cu vreo 10 ani. La un moment dat, chiar deschisesem dosar penal la secția 21 aici. Și s-a concluzionat? Nu, că l-am retras, deoarece individul și-a cerut scuze, a plecat copilul și am zis, n-are rost să o mai... Continuați. Să o mai continui, pentru că, pe de altă parte, îmi dădeam seama că mai rău răscolesc o cutie a Pandorei, ci ce clanul a plinat pe mine, a zis, băi, încheiem și eu și tu și ne mai vedem în viața noastră și la revedere. Dar m-am amenințat la modul ăsta. Să știi că nu e frumos și nu e plăcut să auzi chestia asta. Chiar că nu m-a... Știi cum e? Să zice că dacă nu ești acolo, poate să te omoare, dar eram acolo și mi s-a spus în față. A fost destul de greu de gestionat momentul. Dar sunt suficient de puternic să rezist. Dar eu, dar alții, și mie n-ar trebui să aibă asemenea, cum să spunem, unul care omoară trebuie să știe că nu mai este peste 10 ani. Să aibă frică. Ar trebui să știe că în America, dacă ucizi, nu știu, mi se pare că... O pedeapsă capitală. O pedeapsă capitală. Adică am avut situații în România în care unii au ucis o dată, de două ori, de trei ori și era problema, știu unul prin Botoșani, acum vreo 2, 3, 4 ani mai țin minte, să le liberezi. Cum să omor de trei ori și să pună problema ca tu să mai ieși, mai omori încă o dată. Adică, mă-i Dumnezeu. Cred că aici este clar că pe segmentul ăsta de infracțiuni trebuie sancțiuni mult mai drastice. Iar eu la băieții ăștia care... Sunt profesori care sunt în pericol în București? În ce sens? E partea părinților, eventual, sau... Mă refer mai ales în cartierele acestea parentare. N-a zice că este un... Că există școli și pe lângă alea livezilor, sau cum se cheamă, parentare. Din punctul ăsta de vedere, cred că societatea s-a mai civilizat, cel puțin în mediul urban, cel puțin în București. N-aș mai zice că e presiunea de acum 20 de ani, nici măcar de acum 10 ani. A zice că lumea s-a civilizat. Chiar dacă poate nu se mai învață chiar ca acum 10 ani, dar nivelul de civilizație față de acum... Deci, ca să-ți explic, acum 10 ani aveai, să zicem, 3-4 copii super, super performanță. Mergi, de exemplu, la Olimpiadă. Astăzi poate nu mai ai 3-4 să mergi la Olimpiadă, dar nu mai sunt numai cei 3-4, ci ai 10, 15, 20 care sunt buni. Nu poți duce la Olimpiadă, dar sunt buni. Adică a crescut masa copiilor buni, a scăzut performanța, dar au scăzut numărul elevilor problemă. Și a scăzut și numărul elevilor problemă, clar. De punctul meu de vedere, asta e analiza mea. Și din ce motiv s-a întâmplat? Îmbunătățirea condițiilor de trai, creșterea nivelului de civilizare, nu ai ce face. Până la urmă, faptul că, uite, se modernizează o stradă, faptul că oamenii câștigă mai bine, faptul că au posibilități mai mari, toate astea, până la urmă, se reflectă în nivelul de civilizație. Gândește-te că cu 20 de ani, oamenii, 25 de ani, oamenii trăiau pe un venit, 30 de ani să zic, munceau o lună întreagă și aveau un salariu de 50 de dolari. Da. Eu, când m-am angajat în învățământ, salariul meu era 50 de dolari, iar chiria mea era 100 de dolari. Și cum ați? Eu trimiteau mai de acasă, părinții. Da. Să trăiesc și să plătesc diferența. Se mai dădeau și meditații pe vremea aia? Sau? Da, da, da. Păi am reușit să trăiesc în București. La istorie, nu? Nu mi-am luat 7 case, dar am reușit să trăiesc. Da. Deci nu mi-am luat 7 case. Da, credeți că Iohannis și-a luat 7 case doar de meditații? Eu un șmecher, las. Dom'le, cu case. Eu chiar am muncit enorm. Nu pot să mă compar cu Iohannis. Păi credeți că n-a dat Iohannis meditații? Că a fost și profesor de fizică. Un șmecher, las. Și soția lui tot la fel, profesoară, nu? Da, engleză, doamna Carmen. Nu, care da, hai să nu mai discutăm. Eu, oricum, nu mai are mult să duce. Eu... Nu v-ați bucurat că a fost un profesor din...
Da, la dumneavoastră. La început m-am bucurat foarte tare. M-am bucurat și chiar am crezut, am zis că asta e șansa, acum se vor schimba. Credeți că mulți profesori l-au văzut pe Hanis? Da, da. În primul tur, cred că când încă lumea nu era chiar hotărâtă ce să facă, cum să facă, cred că profesorul a votat într-un număr covârșitor în primul tur. În al doilea tur nu sunt sigur, dar în primul tur cred că profesorul a votat Iohannis. În mare parte. Crezi că o parte din faptul că a intrat în al doilea tur se datorează profesorii? În prima alegere. Am crezut că nu mai știu cum stau lucrurile, dar atunci sunt convins. Era ca pe muche povestea și atunci cred că oamenii vreau altceva. Spre și bine de activul de partid. Activul de partid PSD e clar votat în Franța. Sunt foarte mulți profesori asociați PSD-ului? Sunt profesori care activează Adică dacă ar fi să puneți Partidul Social Democrat. PSD-ul și PNL-ul. Unde sunt mai mulți profesori? La PSD sau la PNL? Cred că în ultimă față la PSD. La PSD? Da. Mult. De fapt, profesorii au o tendință așa socialistă. Să ni se dea, să ni se facă. Și mai puțin sindicatele sunt controlate de PSD mult în față. Nu aș pronunța în direcția asta. Nu știu. Sindicatele geală sunt cu puterea. Credeți că trebuie să se mai mărească puțin salariul pentru profesorii față cele 30% de care s-au adus? Asta e o discuție foarte interesantă și nu vreau să vă duc. O evitați. Face parte din programul meu politic pe educație și... Și pe care nu vreau să dezvăluiți la momentul de față. Pentru că e o abordare destul de dură. Ca spus, eu sunt unul care nu vin să promit că fac și pe drept și pe nu știu ce vin. Și că dau. Vin și spun cum trebuie făcut. Înțelegi? Iar cum trebuie făcut în momentul de față e destul de complicat. Cred că orice reformă trebuie să plece în primul rând de la organizarea școlii în program de dimineața pentru toată lumea, pentru copii, pentru ele. De la acest program, pe urmă, poți dezvolta o grămadă de lucruri. În primul rând, diversificarea formelor de educație, în al doilea rând, diversificarea activităților educaționale. În momentul în care ai aceste diversificări, care înseamnă un plus de activități și o plus valoare în pregătirea copiilor, în momentul ăla se justifică foarte mult. Până atunci, e, cum să spun eu, produci la fel și câștigi mai mult. Mă bucur că ați acceptat prezența aici. Să sperăm, să sperăm că domnul Bulai va fi sancționat. Eu mi-aș dori, dacă se dovedește că este vinovat, să fie castrat. Alex Rădulescu a spus că îl cunoașteți, este în comisia de disciplină din cadrul SNSPA. Da? Da, fiind... Să voteze împotriva lui cu 10 mâini și el a să spus propună sancționarea lui Max. Că vrea eliminarea lui de la catedră. Detest oamenii care nu știu. Dar mi-a spus că nu vrea să aibă momentul de față cât timp are loc se desfășoară ancheta, mă rog, interiorul se pronunțe. El a avut o ieșire, dar a spus că în momentul de față s-a... Eu mi-aș dori să nu fie adevărat tot ce se spune. Pentru că... Dar mi-a promis că... În jocuri politice, spune, uneori, de-a lungul timpului, am văzut că oamenii sunt închinați, practic, sunt puși în situația asta de a... li se arunca tot felul de povești, fără să fie temei. Și eu am trecut prin chestiile astea de multe ori. Mi-aș dori să nu fie adevărat. Sincer, dacă mă întreb pe mine, aș vrea ca să dovedească că niciun profesor din țara asta nu a făcut ce i se reproșează. Dar din păcate nu așa. Mi-a promis Alex că în momentul în care se va termina ancheta, va veni și el cu o viziune și chiar sunt curios despre ce va prezenta el. Atunci poate vine și cu lămuriri referitor la anumite aspecte care nu sunt cunoscute nici mie, nici dumneavoastră. Da, publicului, poate. Da, ar fi o chestie. Dar trebuie să așteptăm până atunci să vedem cum dar se... Dar nu la ideea că trebuie societatea să pună presiune și să iasă cu niște măsuri mai drastice împotriva celor care ar avea, ar mai tempera pornirile. Pentru cât lași mai larg, cu atât oamenii se manifestă mai dezinvolt. Cu cât strângi un pic, cu atât reduci. Chiar dacă nu anihilezi total și nu elimini,
dar posibil să fie mai puțin efecte negative. Vreau să spun că, desigur că am mai fost și alte, cum am spus, de libertatea asta de exprimare, am fost și alte subiecte, nu cu domnul profesor care se îmbrăcase în fustă. I-am ales să nu le discutăm, că cred că există probleme mult mai mari la momentul de față decât acestea. Decât aia cu fusta. Sunteți de acord cu mine, cred că, da, referitor la acestea. Între chestia cu fusta domnului profesor care ține de libertatea lui, de, nu știu, așa a considerat el să se manifeste. Și ce face domnul Bulai nu pot fi puse legal, sub semn legalități. Adică dacă eu ies acum, nu știu, în costum de baie pe stradă, nu știu cu ce te-a deranjat pe tine. Dar dacă eu mă leg de prietena ta și îi trag și două palme și o îngrămădesc într-un colț, cred că ar deranja. Da, asta zic. Este o problemă, este o problemă personală. Care trebuie rezolvată. A domnului profesor cu fusta... Asta da, nu se trebuie. Nu-i problema. Neapărat să fie pus pe tapet. Dar problemele acestea de agresiuni sexuale, astea sunt problemele societății. Asta sunt probleme. Problemele societății. Aia cu fusta, să fie sănătos. Da, asta am zis că n-am vrut să... Să-și o lege bine să-l împice. Da, asta am zis că n-am vrut să discutăm în parte. Nu, asta e un lucru care ține de liberă exprimare a individului și în global. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost încă o dată aici și mulțumesc celor care ne-au urmărit. Să-ți zi frumoasă. Cu drag, la revedere!